Bună dimineața, dragi frați și surori! Mă numesc Ghinea Iulia Maria și sunt elevă la școala gimnazială George Emil Palade din Buzău, în clasa a 7-a. Azi aș dori să vorbesc despre clipele de cunoaștere din cadrul orelor de religie. Mă bucur să pot spune că, sub îndrumarea doamnelor profesoare, ne putem îmbogăți cunoștințele în ceea ce privește credința noastră. Tatăl nostru ne-a dezvăluit calea spre mântuire, și datorită lui ne aflăm astăzi aici. Pentru mine, ora de religie este o oră de liniște sufletească. O oră în care fiecare pildă, fiecare taină descoperită mă entuziasmează. În care toți elevii pot începe să cunoască lumina. În cadrul orei de religie, sufletul mi se înfrumusețează, mi se îmbogățește și ne netresaltă de fiecare dată când ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Mielușelul lui Dumnezeu. Cu această ocazie, aș dori să-i mulțumesc doamnei profesoare de religie, care de fiecare dată ne-a îndrumat pașii către locașul sfânt, fiind alături de fiecare elev în această călătorie spre credință. Toate informațiile pe care le-am obținut în cadrul orelor de religie ne-au fost încununate în acest concurs. Sunt foarte recunoscătoare bunului Dumnezeu, fiindcă mi-a oferit acest dar, darul de a împărtăși cu ceilalți frumusețea credinței. Acest concurs mi-a ajutat încrederea și optimismul să înflorească și sunt sigură că toți elevii care s-au putut bucura de această oportunitate au simțit că sufletul lor este luminat, plin de speranță. Vă mulțumesc frumos pentru atenție!